Capitolul 27. Căpeteniile oștirii Aceștia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și slujbași în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor lună după lună în toate lunile anului. Fiecare ceată era de 24.000 de de oameni. În fruntea celei din tâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam, fiul lui Zabdiel, și avea o ceată de 24.000 de mii de oameni. El era din fiii lui Pereț și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi. În fruntea cetei din luna a doua era Dodai Ahohitul. Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de 24.000 de mii de oameni. Capul cetei a treia pentru luna a treia era Benaia, fiul preotului Jehoiada, capul și el avea o ceată de 24.000 de oameni. Acest Benaia era un viteaz dintre cei 30 și în fruntea celor 30. Fiul său, Amizadab, era una din căpeteniile cetei sale. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, și, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Shamehut, Izrahitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț, Pelonitul, din fiul lui Efraim. El avea o ceată de 20.000 de oameni al optulea pentru luna a opta era Sibecai, hușatitul din familia Zehariților. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al noulea pentru luna a noua era Abiezer din Anatot din Beniamiți. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al zecelea pentru luna a zecea era Maharai din Netofa din familia Zehariților. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al 11-lea pentru luna a 11-a era Benaia din Piraton din fiii lui Efraim. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al 12-lea pentru luna a 12-a era Heldai din Netofa din familia lui Otniel. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Capii semințiilor. Iată capii semințiilor lui Israel capul rubeniților, Eliezer, fiul lui Zicri, al simeoniților, șefatia, fiul lui Maaca, al leviților, Hashabia fiul lui Chemuel, al familiei lui Aaron, Tzadok, al lui Iuda, Elihu, din frații lui David, al lui Isahar, Omri, fiul lui Micael, al lui Zabulon, Ișemaia, fiul lui Obadia, al lui Neftali, Ierimot, fiul lui Azriel, al fiilor lui Efraim, Hosea, fiul lui Azazia, al jumătății seminției lui Manase, Ioel, fiul lui Pedaia, al jumătății seminției lui Manase din Galad, Ido, fiul lui Zaharia, al lui Beniamin, Iaasiel, fiul lui Abner, al lui Dan, Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii semințiilor lui Israel. David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la 20 de ani în jos din Israel. Căci Domnul făgăduise că va înmulți pe Israel castelele cerului. Ioab, fiul țărului ei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit o căci Domnul se mâniase pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David. Slujitorii și slujba și curții. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste visteriile împăratului. Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăți, sate și turnuri. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la țară care lucrau pământul. Și mei din Rama, peste Vi. Zabdi din Șefam, peste pivnițele cu vin din Vi. Baal Hanan din Gheder, peste măslini și sicomori în câmpie. Ioas peste magaziile de unt de lemn, și Trai din Saron peste boii care pășteau în Saron, Şafat fiului Adlai peste boii din văi, Obil Ismaelitul peste cămile, Yehdia din Meronot peste măgărițe, Yaziz Hagarenitul peste oi. Toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David." Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat. Ehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului. Ahitofel era sfetnicul împăratului. Hușai, architul, era prietenul împăratului. După Ahitofel au fost sfetnici, Jehoiada, fiul lui Benaia și Abiatar. Ioab era căpetenia oștirii împăratului. Capitolul 28. David înfățișează pe Solomon. David a chemat la Ierusalim toate căpetenile lui Israel, căpetenile semințiilor, căpetenile cetelor din slujba împăratului, căpetenile peste mii și căpetenile peste sute, pe cei mai mari, peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis, Ascultați-mă, fraților și poporul meu, aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul, Dumnezeul lui Israel, m-a ales din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărata lui Israel pe vecie. Căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre fiii tatălui meu, pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis: Fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiu al meu și voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ținea ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul Tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru templu, David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odeilor visteriei, odeilor de sus, odeilor din lăuntru și al odeii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odeile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile Sfântului Locaș și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecarei slujbe și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor pentru toate uneltele fiecarei slujbe. A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui. Și greutatea sfeșnicelor de argint cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor, pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, ligienelor și ceștilor de aur curat. Chipul potirelor de aur cu greutatea fiecărui potir și a potirelor de argint cu greutatea fiecărui potir. Și chipul altarului tămâii în aur curățit cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur, care își întind aripile și acopăr chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le înscris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează, nu te teme și nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări și căpetenile și tot poporul supuși la toate poruncile tale. Capitolul 29. Dările bogate pentru zidirea Templului. Împăratul David a zis întregii adunări: Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. 3000 de talanți de aur, de aur de ofir și 7000 de talanți de argint curățit, pentru îmbrăcarea pereților clădirilor, aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului? Căpeteniile caselor părintești, căpeteniile semințiilor lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute și îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie. Au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de darici, 10.000 de talanți de argint, 18.000 de talanți de aramă și 100.000 de talanți de fier. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru visteria casei Domnului, în mâinile lui Ehiel, Gershonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David, de asemenea, s-a bucurat mult. Rugăciunea lui David. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: Binecuvântat să fii tu din viac în viac, Doamne Dumnezeul Părintelui nostru Israel. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit, căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți zidim o casă ție, numelui tău celui sfânt și ale tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele, și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri, și întărește-i inima în tine. Dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. Ungerea lui Solomon David a zis întregii adunări, Binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru! Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea Împăratului. A doua zi după aceasta au adus ca jertfă și ardere de tot Domnului o mie de viței, o mie de berbeci și o mie de miei, împreună cu jertfele de băutură obișnuite și alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul. Au mâncat și au băut în ziua aceea, înaintea Domnului, cu mare bucurie. Au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca domn și au uns pe Zadoc ca preot. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon sub ochii întregului Israel și i-a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. Moartea lui David David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile de bogăție și de slavă, și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel, văzătorul, și în cartea prorocului Natan și în cartea prorocului Gad, împreună cu toată domnia și toate isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări.